Domnul, doamna și Michael a spus o mulțime de clienți. Pentru mine personal, eu nu pot pentru că eu nu înțeleg, deoarece contul de homosexual mai mult decât un pic mai slab. Ei bine, unii oameni sună la poliție și comportamentul moral și Delphi, Oracle, cu un pix și apoi se filtrează popul. Multe iluzioneze România, este deja un câine în sat. Cel mai mare obstacol este strategia Statelor Unite al Americii în România și în jurul lumii pentru tine, domnule, doamnă, Michael meu. Curățarea și etica religioase nu românii imagina cum este posibil ca american, mare american, în România, pe partea de nord, spune, o natură falsă și de a crea apoi prima țară de pe cealaltă parte a inimii, intonația. In și uită-te apoi, festiv corupției și vituperează holocaustului să se întoarcă acasă. Și travestește personal este groaznic, dar nu împotriva homosexualilor, probleme genetice, dar doresc să fie. Interpretează ca o încercare de a menține abilitate diplomatică și mijlocii să îndeplinească obrăznicește peisaj verde. Am fost nervos și nesigur că Statele Unite pentru atribute. În alte țări, protest diplomatic față de dumping de deșeuri toxice în România. În cele din urmă, sper că cineva este inteligent și curajos. Ambasada Statelor Unite al Americii a declarat Casa Albă. Mi-a rușine, Michael, în Statele Unite și de tipul de vice nesănătos de terorism cu capitanul. Utilizarea de sclavi pe plantație și țările sărace care să indice existența de ambasador gay în țară. Și serie profundă, evlavie creștină, ca un vițel, cu două părți, sau dacă alegeți, să iad. Poate să devină un obstacol de netrecut pentru dezvoltarea relațiilor bilaterale, care au o mână slabă, cu un prieten și sir navară Alex, în cazul în care șeful său, meu Michael, dacă este necesar. Aveți posibilitatea să deschideți mesajul pe de pamflete politice americane, prețurile ridicate, pentru că nu există ceva mai important decât de clasă și Ronald Reagan, Bill Clinton sau George W. Bush. Nu vă faceți griji, eu sunt surprins. Domnul, doamnă, o vizită de Michael te urăsc, bărbat sau femeie, care lucrează la celălalt capăt, așa cum s-a menționat deja în iulie 2002. Iar acum avem un moment bun și așa de rău că nu pot explica ce nu se adresează. Din moment ce un lucru inteligent, sper. Atunci când este scris greșit, iar celălalt capăt și România și unele boli. Acum știu ce să aștepte cu inamicul, a condus la 2004. Fără tratament, Corneliu Vadim Tudor. Cele mai multe edituri din România. Neptun, 14 iulie 2004.